Încasările serviciului VAMAL la bugetul de stat s-au ridicat în perioada 13-19 decembrie la peste 690 milioane de lei, mai mult cu 99% față de sarcina bugetară stabilită pentru acest interval. Conform instituției, pe parcursul săptămânii trecute, numărul pasagerilor care au intrat în Republica Moldova constituie circa 93.000 de persoane. Dintre aceste 1.400 de persoane fizice au introdus bunuri, a căror valoare în VAMă depășește limita neimpozabilă, fiind încasate plăți în valoare de peste 25 milioane lei, ceea ce reprezintă 3,6% din totalul sumei încasate pentru perioada respectivă. De asemenea, de la începutul lunii decembrie, serviciul VAMAL a colectat la bugetul de stat 1,7 miliarde de lei, fiind atestat o creștere de 27,7% față de încasările din intervalul corespunzător al anului 2020. Pe parcursul săptămânii trecute au fost perfectate 13.001 de declarații vamale, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușin și Sculeni, cu 11.631 și respectiv 7.188 traversări. La capitolul combaterea fraudelor, în perioadă vizată au fost constatate 205 încălcări ale legislației Bamali și aplicate amenzi în sumă de peste 349.000 de lei. Cele mai frecvente încălcări se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport cu numere străine declarate prin acțiune. Dacă aveți nevoie de informații despre regulile de traversare a frontierii cu diverse bunuri s-au doriți să depuneți o reclamație cu privire la eventuale abuzuri admise de către angajații instituției. Ne puteți contacta la numărul plus 373 22 788 328 Centrul unic de apel, indică serviciul VAMAL. În perioada de referință, ofițerii liniei de informare au recepționat 616 solicitări de informații legate de activitatea vamală.